Bună ziua, dragile mele! Astăzi vreau să fac o prăjiturică foarte, foarte gustoasă și la așa ingrediente. Este o prăjiturică ieftină, fără ou. Puteți o faceți în fiecare zi. Deja o fac a doua oară. Prima dată am făcut-o pentru mine ca să văd cum iese. A ieșit nemaipomenit. S-a mâncat îndată ce am scos-o din cuptor. Așa, pentru început vreau să vă arăt ingredientele cu care vom găti. Avem aici 100 de grame de zahăr, 50 de grame de cacao, ulei, am 100 de grame, 100 de grame de apă, făină 150, o să fac cu magiun de prune, foarte, foarte bună, seamă de lămâie, cu o linguriță de praf de copt și vanilie. O și un pic de sare. Mai întâi o să punem sarea, zahărul, așa, zahărul, o să adaug praf de copt, o linguriță, seamă de lămâie, vanilie, așa, o să adaug uleiul, așa, apa. Și făină. Făină în sucern. Și mixăm tot. O să vă placă și o să o faceți din nou și din nou. Foarte, foarte bună. Mixați totul să se incorporeze și adăugăm și dulceața. Această dulceață este cu miez de nucă. O să vă placă, vă asigur. Foarte, foarte bună. Iar am făcut. Ia uitați, așa s-a primit compoziția noastră. Am încins cuptorul la 170 de grade pentru 15-20 de minute, depinde de cum s-a primit, cât e rumen. Acum o voi pune în așa tavă. Este o tavă de... Nu trebuie să o ung nimica. Și o voi pune direct în tavă. Nu aveți idei ce prăjiturică se va primi la noi. Aceasta este prăjiturica noastră. S-a primit excelent. Este foarte, foarte gustoasă. Simplă, fără ou, fără lapte, fără unt, fără nimic. Am încercat-o pentru familia noastră și am decis să o fac și pentru voi. Încercați-o, este excelent de gustoasă și nu este costisitoare. Nu are foarte mult zahăr, puteți o da și la copii. Nu are lapte, unt, ouă. Puteți spuneți că este vegană, este foarte, foarte gustoasă, mi-e place foarte mult. Vă doresc o poftă bună și vizionare plăcută în continuare pe canalul meu de YouTube.